adus aminte că astăzi este vineri și ziceam că încep și eu un vlog nou și e și ea pe aici, este și mama. Cred că se aude și televizorul, dar să vom încerc. Ela calcă. Da. Vreau să vă arăt eu pe acolo, dacă vedeți, nu știu. Adică mama calcă și Ela dorește, nu știu ce dorește, să încalece. Tocmai s-a prins că e filmată. Dai pupici? Dai pupici, mami? N-am de pe. Da. Răceala ei este cumva aproape finalizată. Putea să-i mai dau, să-i mai dau ceva, o zi, două. Programul de weekend ăsta este unul de stat în casă. Și asta pentru că luni este ziua ei. Face 2 ani. Mi-a furat telecomanda. Și acum avem de făcut ordine, pentru că o să avem musafiri, toți bunicii, unchi, prieteni. Așa, luni vin și nașii. Și acum face și noi un pic de treabă. Mama calcă, deși trebuia să calc eu. Dar mă doare un rinic. Mă doare rău de tot, nu știu de ce. E prima oară când mi se întâmplă chestia asta. M-am luat mai devreme și am luat o pastilă și acum stau și eu un pic în pat. Eu uite că opri televizorul copilul. Bravo, mami. Și eu vreau să mă la desene. Elena din Avalor. Mami. Și trebuie să facem mâncare. Și ce facem? Mami. Facem salată de beof, salată de vinete, salată de icre. Multe salate facem, da? Uite, ai un muciuleț aici. Trebuie să-l luăm. Ce vrem să mai facem? Deci am zis că avem mâncare, mă rog, și o supă, pentru că ăla nu, adică nu pot să stau fără supă, fără... Și... Și cred că mai facem niște pui la ceaun, adică pui la ceaun, mi-am luat eu țeapă. La mine, la țară, pui la ceaun nu înseamnă pui prăjit. Și am comandat, cred că la vreo 3 restaurante, pui la ceaun și asta a însemnat jumătate de pui cu măligăță și cu usturoi și puiul ăla prăjit bine, bine. Nu zic că n-a fost bun, că a fost bun, dar varianta noastră de pui la ceaun este un pui fiert într-un ceaun mare cu usturoi. Hai bine, se călește puțin carne de pui cu puțin ulei așa înainte, după care se pune apă, sare și la final niște usturoi când a fiert bine, bine și cam asta e varianta și bineînțeles că mâncăm zeamă de aia multă cu pâine, pâine, pâine. Da. Și mi-este și foame că este 10 fără ceva și n-am mâncat încă și acum că tot vorbesc de mâncăruri, nu este bine. Da. Da, mi-am făcut un smoothie. Da, cam asta este programul. Sper să mă lase treaba asta cu Renechiu pentru că multă, multă treabă. Și acum a venit curierul. Nu pot să merg. Da, mami, da. A venit curierul pentru că am comandat lui Ela o bicicluță de aia mică, fără pedale, ca și cadou de ziua dânsei. Trebuie să mă urc eu. Așa. Ai fata, ajungi sau nu ajungi? Că parcă nici nu ajungi. Nu ajunge. Cred că e prea înaltă pentru dânsa. Și eu am zis că ajunge cu picioarele să... Of. Dacă nu, asta e. O păstrăm pentru la vară și mă duc... Că am văzut una
La 49 de lei la un magazin pe aici. Dar o provez ca să văd dacă e bună pentru ea sau nu. Ia că e prima oară când s-a urcat și e 11 fără ceva ceas. Nu vrea să urce deloc pe el. Nu că... Chiar mă gândeam că nu o să ajungă, dar fă că ajunge, va, ce bine, chiar am crezut că e mai înalt decât trebuie și că nu o să ajungă să meargă și ea. Acum sper să și meargă. Vreau să zic, eu mă simt și mai nasol. Dar să sperăm că trece. Și da, reclame, așa că de-aia stă acolo. Cel mai mult ador să fac treaba asta. Da. Și stai că vin și morcovi acum. Și carne, și cartofi. Îmi place salata de bov la gust, dar treaba asta cu tocatul, mai ales că na, nu mă simt cum trebuie, nu mai va atrage. Să vedem ce iese. Și nu mai facem și salata de vinete, facem decât icre și salata de bov. Eu nu mănânc icre, deci decât salata de bov mănânc și eu. Și o să pun mai puțină maioneză. Noi am avut o conversație mai devreme. Și-a vorbit Ela. Da. S-a vorbit în continuu, Ela, nu-i așa? Și acum vrea telefonul. Da? Nu. Ce ziceai tu? Ziceai 20? Da, 20. Nu, nu. 2? Cheile mele sunt în ghiozdan, în buzunar. Stai că n-am văzut ce am filmat aici. Deci, ce ziceai tu? 20? 200? Nu! Nu, dar cât spui? 2? 1? Tot 3 kg acolo, nu știu. Mama se duce să cumpere cartofi, că nu avem cu ce să facem salată. Cine e acolo? Tu ești? Revenim la conversația noastră. Ce ziceai tu? 20? 2? 1? Nu, nu. 200? Nu. Te-ai rușinat? Nu mă scoate. Îți dă mai microfonul să ne cânti ceva? Mamă, blerul. Blerul, asta e o melodie? Asta ne cânti? Blele, 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 ce cânti tu acolo? Mamă, capi. Ce? Mamă, băci. Ai zis că vrei în brațe? Nu înțeleg eu ce spui, nu? Nu, nu, nu. Mami, baby, ai bolă. Nu vede. Ai fost să ștergi praful, nu-i așa? Ai bolul. Nu. Ai dat cu aspiratorul? Ai aspiratorul. M-am părut de rău. Pare și pa. Dar ce-ai făcut în dormitor cu mama acolo? Vezi, văd cu păși. Și apoi și a dat cu o jucărie în buză și i-a curs un pic sânge. Da. Nici nu știu cum a făcut, cum a reușit, dar... N-am mâncat cantă. Zi-le, stăm de vorba acum, pentru că după aia ce face mami? După aia mergem să dormim? Nu, după aia. Nu, după aia? Voi și după aia nu. Cu prezi pe pofea. Voi și după aia. După aia rolesc pe ba. Voi cu vrebelor. Vrebeți și bove. Ați înțeles tot, da? Am mami cu pe. Am mami cu pe. După aia te băi.
Eu tot încerc să descifrez, dar nu înțeleg. Unde te duci? Nu mai vorbești cu noi? Nu? Nu. Ok. Adică nu mă nevoie? Păi tocmai ai zis nu, acum ce faci? Cum? Cum? Nu. Și eu sunt varză. Și eu sunt varză astăzi. M-a lăsat rinichiu. Cred că mă doare un ovar. Adică... Bine, asta m-a durut ieri. M-a durut burta ieri, destul de tare. Acum! De s-a dus... Acum vrea să mergem să dormim. Acum! S-a dus lângă ușă. Acum! Te culci? Hai, pune capul pe pernă și culcă-te, hai. Nu? Ai stricat ceasul, da, știu, tu l-ai stricat. Da. Mă duc să încerc să o culc și... Nu știu, ne vedem când termin cu mâncărurile și cu toate alea. Deși astăzi nu este... Cred că să mă uit la un film ăsta de Crăciun ceva. Să-mi pun niște... Am o chestiuță de aia de pui apă caldă în ea, să pun pe burtă și... Da, și vedem. Eu n-am mai filmat astăzi. Am editat și eu, am pus un clip. Cel cu proviziile de iarnă. Și vreau să vă arăt ce vreau să-mi fac, pentru că momentan este dezastru aici până reușesc să fac ceva cu balconul. Dar m-am apucat să-mi aranjez de Crăciun, da? Acolo cu roz este calendarul meu advent de la Catrice, care a fost o mică eroare că nu am citit eu, că scria DIY pe el. Și am primit produsele și pungi. Și chestiile astea cu zilele, așa, și am scos pungile, după care am închis ochii și luam câte un produs și îl băgam în pungă. Păi, aici cu negru, pe acolo, este cel de la Makeup Revolution cu produse pentru buze și mai am pe acesta cu Douglas Bolivian în Angel și, mă rog, aștept să opresc treaba asta pe aici. Aștept să scap de lucrurile astea, așa, să vin 1 decembrie și să mă apuc să... Da. Pe acolo sunt cadourile lui Ela și alte cadouri. Iar eu continui acum cu rufele. Aici le țin în dormitor pe ale Elei și am spălat acum și mă duc să... Adică mai am o mașină de pus și cam gata. Și ceasul este vreo 6 și mă duc să pregătesc ceva de mâncare, după care fac baie. N-ați văzut atâta satisfacție ca să mănânci o salată? Mi-a luat și mie lingurița asta, furculița, ca să nu am și eu cu ce să mănânc. Roșii, praz, ardei gras, tofu, sare și ulei. Și pâine, bineînțeles, le-am dat lui ele, dar nu, o să mănânc eu, o să mănânc eu. Inginerie mare. E bun. Nu-mi zici și mie o părere?
Da, bagă și praful, sigur. Hai să vedem. Hai, mamichi, ești o teancă. Nu? Prazo, nu. Obosite când vine mama și tătai. Mama ele cu tătai. Acolo, fără și povi. Cu Ana. O să vină mama. Nu, 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 copra. Depoi, propui. E cum vou. O să ai, o să fie. Care-i planul tău și părăi? Hai, mamică, e 3 noapte, mamica. Hai, culcă-te. Hai să facem nani. Mai mai somn. Ce col? Bă, vreau și col. Eu mă culc. Neața, neața. Cred că ați observat că el n-a vrut să dormă azi noapte. 2 ore n-a dormit, de fapt, 2 ore și ceva, până vreo 5 și ceva n-a dormit. S-a uitat la televizor, s-a jucat, d-astea. Am văzut și mi-a apărut un monstrules pe aici, m-am spălat la cap, la This Is Me Hair. Și acum vreau să fac și chestiile astea și o să le fac cu treaba asta. Mă rog. So, nu, astăzi nu o să mă machiez, nu nimic, n-am chef, doar spun cerele ce o să le fac și acum doar să mă dau și eu cu cremele mele și după aceea trebuie să plec. Mai am la poștă de luat de la AliExpress un colet, un cine știe ce-o fi. După care trebuie să merg să cumpăr un balon. Am cumpărat baloane de alea cu litere L-A și L-U salut și am decât E-A. Adică în momentul când l-am umflat și legam moțul ăla cu oața, s-a rupt. Mă duc să mai cumpăr totuși. Și ce mai trebuie? Că nu avem cumpărat tot ce trebuie și peste vreo oră și ceva vine lumea. Pentru că ei sunt foarte matinali. Da? V-am spus că este ceas acum. Este 8:15. Și ne vedem pe parcurs, nu știu exact cum o să fie vlogul ăsta, dar să sperăm că e ok. Cu cisternă, taci. Ia. La mulți ani, Ela? Să vii sănătoasă, Ela, la mulți ani? Bravo! Și cu mine, Ela, și cu mine, mama e. Și cu mama e, dă noroc. La mulți ani! Așa, bravo! La mulți ani! La mulți ani! Așa, tata. Așa, mama e, așa. Bravo, Ela! Bravo! Și oricum îi auzi și pe ăștia în camera cealaltă cum țipă. E unul și ceva și trebuie să o culc pe Ela. Iar noi vom pleca prin mall, da? Că să-și cumpere cum lată mea ceva de îmbrăcat și de ce să nu merg în mall, nu? Cel puțin că doarme Ela. Nu știu, vedem, poate îmi cumpăr și eu ceva. Sigur o să cumpăr și eu ceva. Că de ce nu? Așadar, mall! Dar nu știu ce mult, sincer nu știu unde să merg. Da.
Habar n-am unde să merg. Să vedem. Și trebuie să mă machiez pentru că acum am decât niște blașe așa pe aici, pe la ochi ce mi-am dat și nu se vede chiar ok. Ia, m-a făcut mama ultimele. Eu nu știu, mama. Ce asta? Nu mă pricep, mama. Ce da? Ce ăsta zi? Ce fluierat e ăsta? Ia, la cine ai auzit? Vreau să-i fac și eu lui Ela tort în seara asta, dar se pare că nu, pentru că nu mai am chef să fac absolut nimic și, bine, oricum ziua este luni și dacă tot vin la și luni, cred că o să fac atunci. Și a făcut soacra mea niște clătite, așa că mâine, ca desert, clătite și asta este. V-ați văzut că am mâncat niște chinezesc, am luat și niște gogoși, dar alea nu mă deloc. Ela doarme de la 7 fără ceva, lucru care nu este bine, pentru că asta înseamnă că se va trezi destul de curând, e 7:30, 8, nu știu de ceas, cred că e 8. Na, e 19:22 și am 16.377 de pași și 237 de calorii. Oricum, mâncarea astăzi n-am mâncat tot, dar bine, am mâncat multă pâine cu pui ăla la ceon, să zic așa. A fost fiert oală, dar nu contează. N-am mâncat cine știe ce, chiar așa mult astăzi, dar oricum. Dar ne pregătim. O să-mi pregătesc bagajul, să-mi caut astea de sală, pentru că data m-am hotărât serios să mă duc la sală. Am nevoie, așa că voi face. Și nu știu. Cred că asta e ultima oară când mai vorbim. Mâine aș vrea să încerc un live ca să dimineața să fac extragerea pentru concurs, să vedem ce iese, că nu mă pricep la live-uri și... Adică ar fi primul pe care îl fac. Văd mâine dimineața ce iese, ce nu iese și cam atât. Da. Și n-am niciun clip filmat și n-am absolut nimic. Am zis că m-am în săptămânile astea două, fac pauză și o să idei, pregătesc, fac, n-am făcut nimic. Nimic n-am făcut. Dar ne descurcăm. Mă duc să-mi desfac și eu cumpărăturile, mi-am luat sacoul ăla, mi-am luat și hanoracul ăla. Hanoracul ăla a fost 90 de lei, dar bine, hanorac. E o cămașă mai groasă, așa un pic, și cu grugă. Dar cum eu sunt mai mulți Adidas, este perfect. Și sacoul pentru că era verde, dar noi plecasem după plovere. Eu am nevoie de plovere, da, mă rog, hai să zici, nu chiar cât are ăsta, dar am nevoie măcar așa, da? Să fie, să nu fie aici. Să nu fie aici pentru că mă strânge de gât, să nu fie nici pe aia, un pic mai așa. Și dacă se poate în V, ca să mă alungească și pe mine. Și noi, toate ploverile care le-am găsit, erau așa. Sau maxim așa. Și nu pot, mă strâng de gât. Foarte, foarte, foarte nașpa. Până la urmă, cred că îmi voi cumpăra de la bărbați, pentru că acolo am găsit. Îmi gândeam să mă duc și prin SH zilele astea, să văd ce găsesc și pe acolo.
Nu trebuie multe, vreau două, trei de-astea simple. Gata. O să-mi crească părul și mie. Să nu știu ce să... Că mă enervează. Nu știu ce să-i fac. A, da. Gata. V-am lăsat și ne auzim pâine, dimineață, pe la prânz, pe seară, nu știu când, dar ne auzim. Păi, ciocă-ne mami la ușă. Nu vrei să te duci, mama? Hai, mama, e vină cu ani. Vrei să mergi și eu? Te-a furat, mamaie. O să se mozolească mama, da. Mamă. E bun, mami, tortul? Da. Bun. Mai ales ciocolata deasupra. Ciocolata amărui. E bun, da. Trebuie să-i sumetec și mâneca cealaltă. Gata. Este tot vreo un sfert. Eu tușesc de vreo 20 de minute. Asta pentru că am făcut un live. Am făcut un live. Am vorbit prea repede și mai puteam. Adică am tușit la greu, nene, până acum. Și mi-a revenit un pic. Am zis, hai să mai vorbesc ca să poate și mă apuc iar. O plecam musafirii. Am rămas decât eu și el acasă. El adorme. Eu trebuie să așez niște rufe prin șifonier. Și cred că o să mă uit la filme de Crăciun. Că n-am chef. Sau să și mănânc ceva totuși, nu? De prânz, da. Am făcut mama... pui de la Faceon. Cred că v-am zis despre dânsul zilele astea. Eu, sincer să fiu, eu doar fierb. Deci eu iau găina, am pus-o la fier când e cu sare, cu apă și sare, și când este fiertă bine, mai pun usturoi cât să se simtă și... mai lasă fiarbă puțin.
și mănânc, mamă, zeamă de-aia, e cu un fel de piftie. Na. Și mă duc să-mi încălzesc niște de-aia și să mănânc. Ia uzi, și eu aici, pu, 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 pu. Vreau să stau și eu aici, pu, 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 pu. Vreau să stau și eu aici. Vrei să spun o poveste? Hai să apăsăm butonul albastru azi. Cum nevastă s-a dat doar. Îți place povestea? Mi-a venit chef de plecare, de plimbare, de un muzeu, de ceva. M-am uitat la vlogul din Paris, al Ana Mariei Pesclevei și mi-a făcut poftă de plimbare, de vizitat, de... bineînțeles, mi-a făcut poftă de altă țară, dar... Cine știe când se va întâmpla asta? O vacanță așa, liniștită. Ela, vrei să mergem într-o vacanță liniștită? Da. Tot caut niște piese pe care nu le găsesc de nicio culoare, că vreau eu să-mi fac un suport pentru farduri și... Ce s-a întâmplat, draga mea? Și nu găsesc piesele care le vreau. Ce, mami? Ce te deranja? Te deranjează ceva? Aveai ceva acolo? Nu știu ce și cum. Da. Să vină tati să ieșim și noi pe undeva și poate... Mă gândeam să mă duc singură prin Jumbo ca să pot să caut ce vreau. Și... Să vede. Dar... Adică am fost și n-am găsit nici acolo ce aș fi vrut. Dar nici nu m-am uitat chiar așa, ok. Poate... Și în Selgros vroiam să mă uit și n-am putut din cauza agitățucii ăștia, care nu a fost de acord. Că acum foarte greu cu ea. E foarte, foarte greu cu ea. Mai că vrea. Nu? Te rog frumos. De capul meu. Vai de capul meu. Am dat masa mai așa ca să... aibă mai lumea, loc. Gata. Am pus și copilul. Mama, trebuie să te dai mai încolo, nu să stai pe margine. Așa. Să pape și anițel tort. Ai luat, mamă, cât ai luat. Bravo. Da? Păi scaunul ăsta a stat și mai devreme când am mâncat. Și sunt albe astea, da? A ieșit cam uscat tortul la blatul pentru că nu l-am însiropat suficient. Chiar am crezut că va fi super însiropat și o să iasă fleșcăit. Adică am pus o conservă de-aia întreagă de compot de ananas, dar țeapă. N-a ieșit ce trebuia și... Asta este. Mama, e bun? Îți mai face mami tortuleț? Ce-ți place, crema, mama? Asta că-ți face mami decât cremă. Am folosit budincă de caramel. Că m-am gândit să fac de cremă de aia altă, dar zic, băi, nene, am 6 ouă în blat, mai pun ouă și în cremă. E așa bun că suge tot de mâna. Bravo, mami! Jumbo!
Jumbo, gata. Nu știu exact cât ați văzut, dar eu sunt la Jumbo. Adică sunt la Jumbo. Tocmai plec de la Jumbo, doar că vine taxiul peste vreo 4 minute. Și până atunci, hai să vorbesc și eu puțin cu voi, cu toată lumea care se uită și uitați la mine, așa că mai vorbesc decât un minut și după aia închid. N-am găsit ce aș fi vrut, dar până la urmă tot am luat ceva ca să scap de stresul ăsta care îl aveam asupra creierului, pentru că de vreo 3 zile caut și știu că nu se găsesc și asta este fapt ce am găsit acum și gata. Da, el aș mută scaunul pe acolo, n-am ce să fac. Vreau să vă arăt ceana din Jumbo, nu sunt atât de mult încât să fac un video, așa că vă arăt aici. Am luat 4 d-astea pentru machiajul farduri la. Așa. De ornament, o chestie aurie. Un șirac de biluțe negre. M-am gândit eu, nu știu de ce m-am gândit. Mintea n-a fost cu mine, dar vedem dacă merge chestiuța asta. Una bucată instalație. Acel produs pe care el îl trage la ea. Se uite și ea. Ce să ia? Ce are mami acolo? Ce are? Și dacă vedeți, niște floricele steluțe ceva aici. Pentru lumânări. Bam! 2 bucăți. Pentru DIY, adică pentru DIY, pentru ăsta vreau eu așa să pun pe aici, să fac, să... astea, tot pentru ramă, mami, este o ramă. Ce cauți pe masă? Hei, dă-te jos, dragoste și eu de pe masă, te rog frumos. Deci nu ai ce cuta pe masă. Am și un dosar de pus lumânările în el. Poftim, ia, vezi ce faci cu el. De-astea am 3, aici mai am niște hârtii. Carton negru, ca să pun aici, să văd dacă e ok, dacă nu mă duc și iau alte culori. Mă rog, un din Jumbo, de la chinezi. Nucu, da. Te etichete mai mici. Fimeți figurată. Vreți să nu scape ăla să-l spargă? Da. Și acestea mai sunt de lipit. Pam și bam. Și ăla pentru biroul meu și gata. Asta este ce am cumpărat. Dar punga era atât de mare din cauza că sunt 4 astea. Și gata. Mai figurel. Aceasta o să fie încheierea pentru vlogul acesta. Cu ela care se joacă în supă. Adică e așa mâncat porția ei, mă rog, nu băgați în seamă carnea aia. Aia am scos-o de aici ca să poată să mai mănânce zeamă. Și bineînțeles că mănâncă mai mult pe ea decât în gură, dar... Da, ce să facem? Experimentăm! O să... Când termin aici, o să mergem să facem baie. Eu înainte o să pun astea, să le încarc în laptop, dacă o fi să mai stau un pic. După ce o culc pe ea, mă duc să fac și o baie. Și cam asta este și cu ziua de duminică. Așadar, nu știu exact dacă iese ceva din vlogul ăsta, la cât nu am filmat, dar ceva acolo să pot să postez, sper să fie. Și... Da, vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem la clipul următor. V-am pupat. Ela! Mami! Corcodușul! Ce bună e, nu? Mm.